Deși voi știți că eu niciodată n-am avut niciun crush. Ei bine, am. E crush-ul meu. Nu cred că l-ai pus. Nu-mi faci una ca asta, Carina. Nu. Deci în poze e crush-ul meu. Da, e crush-ul tău. Voi sper că e focalizat. Tu? Și eu sper. Salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și acest vlog alături de mine este Carina! După cum bine v-am obișnuit, facem un challenge nebun de al nostru pentru că am văzut că vă plac super mult vlogurile pe care le facem împreună și vă super mulțumim pentru energia frumoasă pe care ne transmiteți în comentarii, așa că să știți că orice comentariu pentru noi chiar contează foarte mult. Așa că vă așteptăm cu cât mai multe like-uri, share-uri, subscribe-uri, comentarii foarte, foarte, foarte multe pentru că dau inimioare și încerc să răspund la cât mai multe. V-am mai pregătit încă un challenge super amuzant, chiar dacă nu e amuzant, noi o să-l facem amuzant. Dar nu, chiar o să fie foarte amuzant pentru că o să ne dăm cu frișcă în față. Deci să ne mai uităm un picuț la noi cât de drăguț frumii suntem înainte de a începe vlogul. Perfect, astea au fost momentele noastre de frumusețe. Acum să înceapă momentele de nebunie. Explică de tu ce să facem. Eu? Da, tu. Deci ne-am ales 7 poze cu artiști, influenceri, persoane publice din toată lumea. Chiar, doamne, dacă vezi cât de random am putut să ți aleg. Da, și trebuie să ghicim partea corpului a fiecărui persoane. Stai, toată. Ce există? A, că am lăsat-o pe care nu. Trebuie să ghicim... Hai. Hai că să facem, mami. Hai. Trebuie să ghicim partea corpului a fiecarei persoane, iar dacă nu ghicim, ne luăm o palmă cu frișcă în față. Hai să vedem cine începe. Deja mi-e frică la pietră, foarte frică de cu tine. Hai. 1, 2, 3 și... Dacă îmi pică așa la... Tortila! Ce bine era. Începem frumos. Hai. Hai. Începem cu ceva frumos. E româncă? Nu cred. După unghii nu pare româncă. Mamă, ce t-ai luat-o... Și am încercat să-i decupez unghiile ca să nu te prinzi. Nu, nu e româncă, ok, asta pot să zic. Un singur indiciu am voie să zic. Un singur indiciu. Păi și ce crezi în toate străinezele astea? Crezi că știu eu care e? Încearcă să ghicești. Are țuțele mari. Cântă? Da. Cine cântă și are țuțele mari din afară? Nu știu, o să zic... Rihanna. Chiar nu știu. Mamă, mă, și era unghiile chiar cu păstirul ei. Am început bine. Să nu mă mozolești. Nu, îți dau o palmă. Așa, una. Da, că nu le place cu bătaia. Așa ne-i zis. Așa ne-i zis. Love language. Să-mi dau inelele jos, să nu dau plinere în față. Dacă, dacă îmi dai una din mătrosnești. Vezi ce prietenă bună? M-am gândit la asta. E un gândac pe cameră, să mor dacă te mint. Ia uite. Nebunesc, nu spune asta. Lasă-mă că să-l iau. S-a adus gândacul. Ușor, că sunt mică. Ușor, dar eu și chitara pe spate. Ia mâna. Hai, nu mai. Nu mai vine. Bine. Iartă-mă. Uite-te și tu ce mi-ai făcut. Deci se doar de fleșcăită. Ia, ha. Este fata care unde, dar mie că dacă mă o cunosc, ne cunoaștem, inițial am crezut că e mâna de bărbat. No offense dacă ne cunoaște. Băi, este un challenge. E româncă? Da. Na, ok, deci ai răs că ne cunoaștem. Chiar foarte bine dacă mă întreb pe mine. E Mara? Nu. Vrei să vezi cine? No offense dacă ne cunoaștem. E mână de bărbat. Când am avut eu unghiile așa? Vai de sufletul meu. Păi da, mă, așa cum dai tu zuma mână finuță acolo, se vedea pixelată și zici că... Da, da, părea că am o mână de bărbat foarte sexy și foarte slabă așa și frumos. Ia să mă le dau mai bine cu spânga sau cu dreapta. Ce rea ești? Băi, dacă n-am avut eu unghiile pătrate, mă. Cea mai proastă decizie din viața mea. Și acum știu de ce nu mi-am mai făcut unghiile pătrate.
că pare ca mână de bărbat. Hai că nu mă feresc ca tine. E bine, bine, e foarte bine. Nu pot să respir. Răspuns final. Nu, mai stai că nu, ai zis, gata, ai zis. Nu, nu este căsjonul. E, hai, lasă-mă, că să nu fie căsjonul că era la casă. Nu, Dorian cred că nu are tatuaje. Știu că n-are, dar poate era de la temporară. Nu, este Marius. Oh, te pot! Marius! Mulțumesc, Marius. Dar nu te mai gândi! Nu, eu nu mă frânesc, în ăsta ar din cap se ferește. N-am înțeles nimic din ce a zis. E pe ochi? E pe ochi? Nu, chiar nu e! Deschide-l, că nu e! Eu sunt eschimos. Cine, mă? Eschimos sau eschimos, nu știu cum se zice. Ia, ha! E în România? Nu. Maluma? Nu. E Baby. Al tău. Este Justin Bieber! Păi ce mă, că ai zis Maluma? Este Justin Bieber. Da, e Justin Bieber, dar ai zis Maluma. Ai zis Maluma! Cum nu l-am zis pe Justin Bieber? Ce faci? Cât îmi pui? E puțin, cum adică? A, dar mi-a pus în mâna proastă. Mut. Aaaa, ești obraznică, mi-ai dat în urechi aproape. Ia. Ia, stai că pe asta o știu să mor eu. Deci eu știu, dar nu-mi vine. Jur. E româncă. Păi ai zis că nu e româncă. Da, e româncă. E româncă. Seamănă cu Theo Rose, dar... Răspuns final. Dar mi-e frică și sunt convinsă că nu e sigur. Ana Lesco? Nu, este Vlăduța Lupo. Sunt foarte curioasă câte persoane ați ghicit și voi, dar fiți sinceri! Fiți foarte sinceri! Foarte sinceri! Că altfel vă dăm și vouă o dată cu frișcă. Deci fiți sinceri că v-am mințat, Carina, e gravă situațiunea. Da. Ha, te-ai speriat! Deci, bate jocul sufletul meu. Deci sunt foarte curioasă câți ați știut și voi, dar pe bune și foarte, foarte, foarte sincer. Ai mă, Bibi! Rupem, că nu deschid ochiul, că mi-e în ochi! Stai! Îmi dai să faci pe mine? Ce mi-ai dat aici o fâță? Ia! Nu te cred. Nu cred că l-ai pus. Nu știi ce. Nu-mi faci una ca asta, Carina! Nu! Hai, zile! Aoleu, mă îndrăgostesc chiar! Știu cine e! E crush-ul meu. Opa! Ia zine! Ai, frate, nu pot să zic! Eu n-am crush, dar el chiar e crush-ul meu. Ia zile, zicem la final? Vă lăsăm în suspans până atunci. Da, o să vă zic la final cine e crush-ul meu. Mi-am adus aminte! Ia vezi. Edison Ray. Da. O, știam, n-avea cum. M-am gândit cu tine. Am zis să fiu drăguță cu tine. Mamă, să-mi pun, am ghicit și eu una. Da. Nu. Hai să vedem. Ia să vedem. Dar nu e corect. Îmi de ce? Îmi pun foarte... Sunt chiar detalii. E pe... Nu. Nu? Sunt între două persoane, dar nu știu. Cine e, mămica mea? Bogdan Vlădău? Nu. Domnul Smiley! Nu cred. Ușor. Doar ești chitară pe spate. Ha. Nu mă pantaloni așa! Selena Gomez. Hai, pleacă, dar e aici.
aici. Hai. Tot pe ochi. E fată? Da. Mară? Nu. E din România? Da. Dar cunosc pârceana asta. Da, cunoști bine. Sunt prieten cu persoana asta? Da. Ia alt ochi. Am să facă schimbul. O să zic Antonia, nu e Antonia. Zic? Zic cine e. Aș pot final? Jo! Nu cred! Ai frate, nu cred că n-am ghizit-o pe Jojolina. Iartă-mă, Jo, te pup. Ușor ți-am dat, uite. Că m-ai văzut supărat, ai zis să-i dea jos, să? Da. Și mă? E mai nimic sigur. Deci nu e mai nimic. Mi se pare că e țancă, dar nu sunt sigură dacă e țancă. Sau Bogdan Mocanu? Oh, da, răspuns final. Fix, te iubesc. Țancă Uragan. Sigur? Da, ce să mai, aia e. 100%? Da. Bună, mă dăm încolo. Bă, ce l-am știut, ce l-am știut. Marius Elisei. Hai, lasă-mă! Păi, nu știu eu pe Marius. Mamă, dacă nici o secundă, instant! Mara, un an. Da, măi. Nu știu dacă să vă zic cine e crush-ul meu. Dar recunoaște că în poze e crush-ul meu. Da. Deci în poze e crush-ul meu. Da, e crush-ul tău. Nu vine să cred că mi-ai făcut asta, Carina. Deși voi știți că eu niciodată n-am avut niciun crush. Ei bine, am. Și voi știți că eu urăsc termenul de crush și niciodată nu l-am suportat. Pur și simplu nu-mi place mie acest termen. Prefer să zic îmi place de o persoană. Nu am crush pe cineva, dar... Da. Pe băiatul ăsta chiar am crush. Poza întreagă sau... Pune ochiul ăla. Ah, ochiul ăla. Ochiul ăla care mi-a făcut mie copilăria mai frumoasă. Mi-a făcut cu ochiul. Pentru că este crush-ul meu din copilărie, Zac Efron. Da, mai da. Zac Efron a fost crush-ul meu din copilărie. Crush așa cum vă place vouă să numiți. Mi-a plăcut, a fost singurul băiețaș. Da, de care chiar mi-a plăcut rău de tot. Și acum mie mi-a plăcut de ăla care cântă Hero, ăla blond cu ochi albaștri. Ah, Starstruck. Ăla Christopher Wilde. Inclusiv acum mi se pare Zac Efron un actor foarte frumos. Dar nu mai e crush-ul meu. Când eram mică eram disperată. Adică s-a visat tot timpul. Da, a fost perioada lui asta în care zâmbea așa frumos în cariera. Acum nu, mi se pare pur și simplu un actor foarte frumos și foarte ok. Acesta a fost vlogul, sper din tot sufletul că v-a plăcut. Nu uitați să rupeți butonașul de like, vă așteptăm pe conturile noastre de Instagram, le aveți în descriere, dați-ne acolo un follow și urmăriți-ne, că suntem la fel de amuzante, zic eu. O, peste tot. Da. Noi v-am pupat tare, 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 mua! Și ne vedem data viitoare. Pa!